În primul rând, cât costă toate delegațiile care au venit în ultima lună doar? Șef de stat, prim-ministri, duci de Luxemburg, nu știu de ce. Pentru ce? Pe toți ați dus să-i hrănești la Cricova. Nu, ești normal, dacă îți vine oaspe de trebuie să arăți, noi moldovenii așa suntem. Da? Și acum îmi pun întrebarea, se va găsi oare vreun jurnalist independent? Sunt acolo de gardă, disgardă, cozeri, tot felul sunt. Dar ce nu faceți o investigație jurnalistică așa cum o faceți în timpul nostru? Eu primeam 10 deschisori după ce venea vreo delegație și noi le răspundeam cât a costat vizita, de unde bani, cum, toate detalii. Uh-huh. De ce nu faceți o investigație? Când vin 60 de delegații cu 60 de automobili, care 60? Pentru că dacă e ministru, mai trebuie încă 3 mașini. Dar dacă e șef de stat sau șef de guvern acolo, eu știu protocolul, e cu totul altul. De ce nu faceți cineva o investigație cât a costat lucrurile astea? Și spuneți banii ăștia pe masă și le arătați la agricultorii care cum protestează pentru 50-100 de milioane de lei. Luați toate delegațiile în 4 ani. Cifra o să fie net superioară față de ceea ce dau la agricultură în anul acesta. Deci toate aceste delegații și vizite cu iz electoral, eu am comentat într-o live de-a meu, am spus că e bine când vin. Pentru că asta e pentru imaginea Moldovei, uite, au venit delegații. Dar e rău când este utilizat în campanie electorală și se face fără niciun fel de efect.